Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Suntem pe la Milano. N-am filmat când am plecat azi dimineață. Am plecat la 6, era întuneric când am plecat de la Leni. Și am ajuns la Milano în trafic. Mergem spre Verona. Trebuie să fim acolo la 11. Dar de obicei faci așa, cam 4 ore faci, nu? Da, am plecat mai devreme, că am zis că mă opresc după traficul din Milano, știam că aici găsesc trafic, zic oricum găsesc trafic acolo, mai stau în trafic, cât mai stau, și jumătate de oră, zic un sfert de oră sau cine știe cât mai stau, mai zic după trafic, după Milano încolo, spre Bergamo, mă opresc și eu o leacă, fac și eu 15 minute de pauză și după aia mergem înainte. Deocamdată traficul aici, ea, nu știu cât durează, cum durează, cât stăm. Vom vedea. Deci deocamdată suntem în drum spre Verona. Trebuie să agățăm acolo și după aia de acolo vom vedea când ajunge, cum ajunge. O zi bună și drumuri bune. Am ajuns la Verona și trebuie să mergem la service, să luăm remorca de acolo, de la service. Ieșim aici. Aici nu înțeleg cum funcționează. Să se înregistreze, unde să înregistreze aici? Aici scrie, vă rugăm să înregistrați intrarea la... Trebuie să văd dacă e pe partea unde am lăsat sau nu. Mă duc să-i întreb, să văd. Am vorbit, mi-au spus unde e remorca, au zis să mă duc să o caut în spate la depozit. Să văd pe unde, nu? Ia să văd, e aia acolo, în față? Nu, nu e aia. A, uite și alaltă mai în față, da. Aici ea. Asta e. Deci 9-4.
mergem să agăț, merg să agăț și după aia mai filmez. Am terminat de agățat și acum mergem la depozit să ne dea program pentru astăzi. Noi departe, că sunt 2 km, cam așa. De remorci la reparație aici e. Sunt și pentru revizie, cred că de sunt așa multe, sunt cine știu. Am ajuns la depozit și trebuie să pun în rampă să văd cât are de încărcat și trebuie să mă încarce. Parchez aici în rampă și mă duc să văd acte. Și după aia am vedea dacă trebuie să încarc, nu trebuie să încarc. Am luat programul, am făcut și pauza de jumătate de oră și acum plecăm tot aici pe la Verona, vreo 25 de kilometri, cam așa e. Avem de încărcat la UFI, deci ar fi filtre. Hai să lăsăm pe asta să iasă, dacă și așa, de cu spatele. Ce-a făcut? O spălat. L-au reparat, cine știe ce-a făcut. Cred că au spălat camionul, că aici văd că ăștia au aici și oficina, și spălătoria, și uite indianul, nu se uită că vine, nu. Hai indianule, dă-i drumul. Nu, ăștia ca la ei în India, nu au treabă cu semne, cu de-astea. Am văzut că și pe aici n-au treabă când e. Ei se duc, merg, nu interesează de semne, nu prea. Am văzut mai mulți, nu numai unul, să zici că e numai cum au făcut ăstea când s-o băga, nu aștepta. E bun că pune semnalizare, asta e bun. Aveam stop, de asta i-am dat prioritate la ala care venea din stânga. După aia i-am zis lui ala, hai pleacă, dă-i și drumul și tu zic. Așa nu, ei se mișcă mai repede. Ieșim aici la Nocarole, Oca. Deci nu-i departe.
vedem și dacă sunt în pauză sau nu sunt în pauză. Ceea ce trebuie să fac la rotundă, la stânga, dar nu la stânga. Deci interzis camioane, la următoarea trebuie să facem. Aici așa e. Vedem unde e intrare. E mai încolo e firma. E pe stânga. Intră la acolo, ea în față, nu știu dacă se vede. Face încărcare, descărcare. O, hai să vedem. Mă aduc să văd. Carico. Deci carico pe aici. Opresc aici, văd ce zic. Mă oprim și mă duc să văd. Am terminat aici la Nogarole Roca de încărcat. După vreo două ore de așteptat, pentru că când am ajuns aici erau camioane care încărcau și după aia am mers în pauză. Au stat o oră jumătate în pauză și după aia au început să mă încarce. Și acum mergem de la Nogarole Roca, de aici mergem la Verona, la depozit, acolo să descărcăm.
După aia nu știu dacă mai dă ceva undeva, vom vedea când ajungem acolo. Foarte cald, 31 de grade îmi dă. Aici la firma asta, nu știu, era plin de gandardia care miroase. Nu știu cum se spune pe românește, cum îi cheamă, dar dacă vreți vă zic și pe ungurește, dar nu vă mai zic. De alea verzi, maro. Așa, era plin acolo, parcă zici că avea o crescătorie de gândaci de aia așa. Vreau să mergem alea, că e prea cald și până se răcește cu aerul condiționat aici, mai durează. Am ajuns la depozit la Verona. Finlandezul și-o lăsa remorca în mijlocul străzii. Că doar acolo e stradă. Și remorca asta în față, pe dreapta aici și asta e tot e în stradă. Dacă vă uitați la semne, eu o pe partea cealaltă. Dacă se văd săgețile pe jos. Să mă bag direct la rampă, să mă duc să întreb la care rampă. Mă duc mai în față încolo și vedem. Am trebuit acolo ce spune. Dacă văd pe unul, îl întreb. Dacă nu, lasă aici așa. Terminat la Verona, de descărcat. Când am ajuns să lăs actele, deja mi-a dat acte pentru să merg să încarc. Și acum mergem spre Montecchio Maggiore. La Vicenza avem până acolo 55 de km. Depinde de trafic, cam o oră ar trebui să facem până acolo. Depinde de acolo pe prin satele alea. Că trafic găsim. Că pe acolo era cam trafic. Acolo la firma aia am fost o dată, am fost săptămâna trecută. Noi la următoarea rotundă facem la dreapta și acolo imediat în stânga firma. Nu, nu înțeleg, asta n-am înțeles. Nu
interzis. Da. Nu știu, eu aici trebuie să fac. Buongiorno Arcese, devo caricare. Terminata aici di incarcat dopo che 2 ore și dopo 2 ore ho terminato să mă încarce și acum plecăm la Verona. La Montecchio, mergem la Verona. Ne dă că ajungem la 7. Dar acum să vedem. Aici nu arată semn că nu ai voie să mergi la stânga și mi-a zis ăsta de la poartă că poliția i-a dat la unul amendă că s-a dus aici spre stânga. Păi i-am zis, dar și la rotundă arată, deci aici la rotundă nu arată că nu poți să mergi la stânga. Și face că i-a dat amendă la unul. Trebuie să mergă înainte, ia să mergă înainte, să vedem înainte pe unde merge. Pentru că aici arată autostrada încolo, dar nu arată că e interzis. Ia să vedem mai în față, să vedem unde anume. Mergem tot înainte să vedem. El a zis că în față, dincolo, se vine, nu știu cum, zic, hai că mergem în față și vom vedea. M-a zis că aici e zona industrială și nu. Și pe aici se poate merge. Dar e unde, nu știu, vom vedea. Vedem pe aici pe unde ne dă. Dacă e bine pe aici, data viitoare vin pe aici, așa nu mai e acolo pe unde vin. La un moment dat, la o rotundă, îmi dă că e interzis acolo. Da, nu știu cum. Pe aici am dat spre autostradă. Deci aici e direcțiune Vicenza. Au ce deștept este, ce depășește pe acolo. Se grăbește. Așa unde e în față. Pe trafic. Unde ai ajuns? Aici în fața mea ai ajuns. Te grăbești atât. Unde grăbești? Dacă e trafic.
am ajunge pe acolo, pe la Verona, 7-7:10 îmi dă. Dar acum e trafic, aici ea. Nu știu cât stăm aici în traficul ăsta. Lamborghini în față, s-a blocat sau nu? Era cam jos. Da, că n-am stat cine știe ce mult în trafic. Vedem dacă la ce oră, dacă e întuneric când ajung la Verona sau nu. Mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru înscriere. Puteți să și comentați, să dați like, un dislike puteți. O seară bună și numai bine!